Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Semnul tău zodiacal se bucură de energia strălucitoare a planetelor din semnele Vărsătorului și a Gemenilor. Aceste semne își extind de domeniul de activitate și ți oferă idei noi. Ele te vor ajuta să te conectezi cu oameni cu care vei fi pe aceeași lungime de undă și vor calma sentimentul de singurătate pe care îl produce aglomerarea de planete din Capricorn. În această atmosferă propice întâlnirilor și invitațiilor, sunt șanse mari să pierzi noțiunea timpului. Cu toate acestea, ar trebui să ai grijă de influențele destructive ale lunii pline din jurul datei de 7 ianuarie. Aceste influențe îți pot perturba viziunea asupra lumii, drept urmare poți ajunge într-o poziție delicată. Când vine vorba de aventuri amoroase, Jupiter îți va gândi la călcâiul lui Ahile, seriozitatea intențiilor. În loc să te scufunzi în abisul controverselor, reflectă asupra acestui subiect noaptea când moșene se face necesar, dar absent cu desăvârșire. Dragoste. În perioada 4 până la 27 ianuarie, Venus în Vărsător aduce viață sferei tale amoroase, prezentându-ți toate beneficiile ei. Ideile strălucite răspândite de Venus generează prosperitate. Prin această stare creativă și inventivă a minții tale, iubirea va putea depăși inerția și izolarea în care se află. Sfat, energiile disonante apasă împotriva ta. Dacă dorești să eviți crizele, nu juca după regulile lor. În schimb, încearcă să apreciezi lucrurile simple. Noile cunoștințe din ianuarie pot crește cu siguranță în ceva mare. Chiar dacă nu rămâneți împreună, vă veți aminti aceste zile cu nostalgie și regret că nu pot fi trăite iar și iar. Poate că această relație îți va transforma ideile despre sentimente și valorile familiei, despre ce este posibil și ce nu. Vei avea șansa de a elimina unele inhibiții interne și de a-ți extinde cu adevărat orizonturile. Poate merită riscul. Dacă sunteți împreună de mult timp, faceți în această lună cât mai multe evenimente, nu refuza invitațiile și ofertele, chiar dacă sunt făcute în ultimul moment. Impresiile promit să fie strălucitoare și incitante, și mai ales în cuplul tău. Copilul tău ar trebui să înceapă să-și țină promisiunile. Ceea ce cere de la alții, are obligația morală să-și ceară de la sine. Este timpul să-l înveți să privească obiectiv la ce se întâmplă. Această abordare va salva copilul de multe probleme. Sănătatea. Horoscopul sănătății amintește balanței că cea mai mare grijă trebuie să o aibă atunci când călătorește și când conduce. Această prognoză este relevantă în special pentru prima și a doua decadă din ianuarie, când riscul de forță majoră și de accidente va fi destul de mare. Luna aceasta, zona ochilor este vulnerabilă. Vederea poate scădea ușor din cauza unor influențe externe, precum și a creșterii predispoziției la conjunctivită, inflamație și uscarea ochilor. Vaporii de ulei de eucalipt vor avea efect antiseptic, câteva picături într-o lampă de arome, sau spălarea ochilor cu o infuzie caldă și slabă de mușețel. La refacere va contribui și ceaiul cu afine, frunze uscate, fructe deshidratate sau sub formă de dulceață. Banii. Este puțin probabil ca angajamentele din această lună să aibă succes, deoarece toate condițiile necesare nu vor fi îndeplinite și, în plus, vei fi pur și simplu amânată cu începerea ceva. De exemplu, începi să vinzi un produs mai târziu decât ar fi corectă din punct de vedere strategic. Din acest motiv, cererea poate fi mai mică decât te așteptai. Dacă în același timp nu ai găsit produse anterioare, proiecte similare, este posibil să te fii înșelat în unele calcule sau presupuneri. Propunerile tale pot fi foarte interesante, dar ar trebui să fie exprimate numai în cadrul autorității, în limita poziției tale. Dacă acest lucru nu poate fi făcut în mod direct, este bine să taci și să nu te amesteci, pentru că reacția poate fi foarte negativă. Luna este potrivită pentru cumpărarea sau vânzarea de imobile, dar nu trebuie să programezi vizionări în prima săptămână a lunii ianuarie, pe perioada influenței lunii pline, pentru că va fi greu să scapi de presiunea gândurilor.
Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!